Astăzi vom petrece două experiențe total diferite aici în Maldive. Prima dintre ele fiind pe o insulă privată la unul dintre cele mai luxoase resorturi de aici, iar următoarea pe o insulă locală și anume Male, la un apartament luat pe Airbnb, chiar printre cele mai ieftine găsite aici. Așa că vom scoate în evidență diferențele dintre aceste două locuri, pentru că Male nu este Maldive și vă vom spune la ce să vă așteptați dacă vreți să veniți aici. Și cel mai important, avem și câteva concluzii din toată experiența noastră, care sperăm să vă ajute dacă vă gândiți să veniți în Maldive. Astăzi ne începem ziua cu bagajele făcute, pentru că este ultima noastră zi aici pe insulă. Întrebare, portofel, ochelari și telefon? Da, avem la mine. Bun. Este timpul să spunem pa, pa, căsuță! Bye! Bye! Pa, pa, biciclete! See you next time! Mai ai câteva cuvinte de adăugat înainte de plecare? Nu, suntem foarte fericiți că am fost aici în Bucuroș. Și trist că trebuie să plecăm, dar trebuie neapărat să ne mai întoarcem. E superb, chiar e altceva. Siguranță o să mai venim ori pe aici, ori pe altă insulă, pentru că ne-a plăcut super mult. Chiar ne-a plăcut maxim. Chiar mi se pare că e exact ca în toate postările pe care le-am văzut și exact cum așteptam sau chiar mai bine. A plăcut extrem de mult Maldive și vibe-ul, atmosfera, mi se pare că până acum n-am mai întâlnit-o nicăieri, pentru că e efectiv atmosfera de insulă pustie, pentru că asta e. Deci în mijlocul mării sau al oceanului și toată lumea e super prietenoasă, totul mi se pare perfect. Acum vom la pionajul de pe apă până în Male, vom sta o noapte acolo și apoi veți vedea vloguri probabil din... Din... Că începe aventura! Da, începe aventura, să vedem cum ne vom desfăta acolo, cu ce ne vom deplasa acolo. Pentru că, timp de o lună de zile, am făcut rost de transport și veți vedea exact cu ce. Un transport foarte autentic, dar asta o să vedeți în vlogul următor. Hai să vă arăt și recepția hotelului sau resortului, pentru că noi până acum nu am ajuns în recepție, pentru că check-in-ul l-am făcut chiar în cameră. Însă, acum este timpul check-out-ului. Și am ajuns și la recepție, unde o să predăm cheile, o să facem check-out-ul și văd că mai sunt și niște chestii de ronțăit, este un mic corner cu apă și alune, până când ne vom aștepta zborul de plecare. Ready? Ready? Apă? Mulțumesc, da! Apă cu portocale. Apă cu portocale. Și da, recepția este așa, afară, în mijlocul junglei. Și cred că și aici ne vom aștepta avionul. Văd că au aici niște premii, Dusit Hotel of the Year 2017 și 2018, Hotelul Anului. Eu spun 2017, totul pe o carte. Și cam aceasta a fost experiența noastră de câteva nopți pe o insulă resort. Este timpul să-i spunem la revedere și să ne îmbarcăm pe hidroavionul nostru către insula Male, unde vom mai petrece încă o noapte și acolo, dar nu înainte de a trage câteva concluzii importante și a vă spune câteva puncte cheie pe care ar trebui să le știți înainte să veniți aici în Maldive. Cheers! Și acum să venim cu concluziile finale despre experiența noastră pe insulă. Cum ni s-a părut și ce avem de spus despre asta? Noi am stat timp de 4 zile, după cum ați observat. Am avut zbor din Abu Dhabi spre Male. Din Male am avut hidroavion. Hidroavionul este din partea hotelului. El face mai multe opriri până ajunge acolo. Un autobuz. Și în general, dacă vreți să-l luați la anumite hoteluri, el se plătește separat, extra față de prețul pe care îl veți plăti pentru cazare. Însă asta trebuie să stabiliți cu hotelul sau să fiți atenți când rezervați pe Booking să luați în calcul această opțiune. Da, dacă e o insulă mai depărtată de Male, în general nu se poate ajunge acolo decât cu hidroavion, însă dacă este ceva mai apropiată, puteți ajunge și cu ferivotul sau cu barca, care cred că sunt ceva mai accesibile decât avionul. Însă experiența cu hidroavionul, mi se pare și asta ceva cu totul aparte și ceva de încercat.
În general, experiența cu hidroavionul a fost una interesantă, însă la dus am avut două opriri, ceea ce ne-a surprins oarecum, pentru că a trebuit să aterizeze pe apă de vreo două ori. La întoarcere am avut zbor direct, ceea ce a fost mai ok. Da. Înăuntru este puțin cam cald, deci trebuie să fiți pregătiți să fiți îmbrăcați lejer. Și destul de înghesuit, că este destul de micuț, sunt vreo 12 persoane. În total. Bagajele sunt cu voi acolo în spate, deci le vedeți în continuu. Și mi s-a părut destul de safe, nu cred că ai de ce să-ți fie frică. Se aterizează destul de lin, deci e mult mai ok decât cu un avion normal. Se merge mult mai repede. Experiența cu Dusitanii a fost mult mai ok pentru că a avut și un lounge înainte. Te servesc și cu chestii de mâncare și cu băutură înainte. Poți să iei cum ar veni un mic dejun acolo. Dar mi-a plăcut, mi se pare că priveliștea e foarte frumoasă din hidroavion pentru că ești mult mai aproape de apă și de insulițe și poți să le vezi. Însă te ia puțin amețeala, depinde de fiecare persoană ce rău de înălțime sau ce rău de avionare. Te ia un pic amețeala atunci când coboară și când urcă și având în vedere că face asta de mai multe ori, e puțin mai inconfortabil. Oricum, cei de la Dusit aveau insula cea mai departe față de male și am făcut în jur de 40 de minute, cred că cu tot cu opriri și la întors am făcut mai puțin. Cam 30 minute, cred că, da. Deci timpul trece destul de repede și este în regulă, recomandăm. Da. Ca să oferim un preț pentru hidroavion, din ce am înțeles, în general, este cam 300 de dolari de persoană per cursă. Per cursă, da. Deci prețurile cred că variază. Cred că diferă în funcție de distanță, în funcție de tipul avionului, probabil, sau de compania respectivă care zboară, însă media e undeva cam pe acolo. E destul de multicel pentru un zbor de 30 de minute, dar e o experiență în sine. Însă acest lucru trebuie verificat întotdeauna cu hotelul, poate l-are deja inclus în pleț, poate au o altă opțiune. Cei de la Dusit aveau opțiunea aici doar de a merge cu hidroavionul, însă insulele cele mai apropiate au și opțiunea de a merge cu feriu. Și probabil este mult mai ieftin și pentru cine are rău de înălțime, este mult mai safe. Da, mult mai ușor de ajuns, mai ieftin, însă bineînțeles cu feribotul sau cu barca durează ceva mai mult, cu siguranță. Apoi, odată ajungi pe insulă, experiența avută pe insulă este una cu totul și cu totul deosebită. Nu cred că am mai întâlnit în altă parte. Nu cred că poți avea această experiență în altă parte decât, bineînțeles, pe o insulă atât de pustie și atât de mică. Că este practic tot resortul, era doar acea insulă. Pe acea insulă nu găsești animale, doar niște șopurile mici care traversează mereu strada, acei lilieci. Lilieci care au spus că nu sunt periculoși, au spus că ei mănâncă doar fructe și zboară în timpul zilei și nu avem de ce să ne temem de ei, sunt ca orice alt animăluț. Apoi experiența la căsuțele pe apă la fel este unică față de o experiență pe care o poți avea în centrul insulei undeva, pentru că au și căsuțe acolo. Poți să intri direct în apă, de pe terasa proprie, ai piscină privată, mi se pare, ceva cu totul aparte și chiar o experiență pe care trebuie să o ai odată în viață. De adevăr, e acel peisaj de Maldive pe care îl recunoști dacă îl vezi. Apusul este senzațional, întotdeauna. Însă, din ce am văzut eu pe Instagram, am văzut apusul și mai interesante pe Instagram, probabil că există și mașini, noi am avut parte de un apus. Apus decent, corect. Decent, da. Frumos, dar poate nu wow. Mâncarea a fost una decentă, nu au exagerat nici cu prețurile, să nici cu gustul. Te duci acolo, nu te duci pentru mâncare, în primul rând. Da, exact. Nu te duci pentru mâncare, nu a fost wow, dar a fost destul de bună. N-au experiențe astfel încât să mănânci și asiatic și european, deci nu trebuie să-ți faci griji. Cocktailurile la fel sunt foarte interesante, au și nucă de cocos și foarte bune. La noi pe insulă erau vreo 3-4 restaurante unde puteai să alegi și micul dejun, și prânzul, și cina. Unele sunt incluse în preț, depinde ce pachet îți alegi, altele nu sunt incluse în preț și trebuie să le plătești separat. Și cu diverse specifice, să poți încerca mai multe lucruri. Apoi, ca activități în zonă,
La fiecare căsuță există biciclete. Noi ne-am plimbat cu bicicletele în continuu. Una dintre cele mai frumoase activități, mi se pare, să te plimbi pe toată insula aceea cu bicicleta cât poți de mult, pentru că sentimentul e unic. Și acest lucru este gratis, precum și snorkeling-ul. Poți să te duci să-ți închiriezi pentru perioada ta pe echipamentul necesar. Și din nou este gratuit și acela. Și chiar ce se află sub mare e foarte drăguț. E impresionant. Noi am văzut o broscuță și vreo doi rechini, a văzut Isabela. Am văzut și un rechinaș micuț. Ne-au spus că sunt inofensivi și că nimic din tot ce se află pe insulă sau pe jurul insulei nu ne poate face rău. Însă, bineînțeles că primul impact a fost prima dată când am văzut un rechin și eram lângă el. Bineînțeles că un pic m-am speriat, însă, așa cum ne-a și spus, el s-a văzut acolo de treaba lui, noi de treaba noastră. Chiar n-a fost nicio problemă. Deci, dacă vedeți rechin, nu este absolut nicio problemă. Din aceea micuț. Alte activități pe care poți să le mai faci este să mergi la masaj. Masajul era foarte cam bun. $300 pentru cuplu. A fost ok, a fost bun. O să poți să faci un masaj la fel de bun și acasă pe bani mai puțin. Da, da. Însă experiența e unică, pentru că ești acolo, ești într-o altă stare. În locul naturii, relaxare completă. O altă activitate pe care o mai poți face este să închiriezi de acolo o bărcuță din aceea transparentă. Noi nu am apucat, n-am mai avut timp să facem asta, deși ne doream foarte mult. Dar mi se pare foarte frumos să te plimbi acolo pe apa aceea albastră cu o bărcuță din aceea transparentă. Și canoe și un fel de ski jet, nu știu, ei erau mai mult pe eco, nu prea mergeau pe partea asta de motoare. Și da, aveau sporturi pe apă, dar fără motor, chestii fără motor. Apoi să te plimbi pe insula aceea de 12, 13, 15 ori. De cât de multe ori poți, pentru că e superb. Noaptea au superb. Și cinema, însă nu am prins, nu a fost deschis la cinema cât timp asta noi acolo. Da. Au și un teren de fotbal, însă este pentru angajați, pentru că sunt destul de mulți angajați și au activități în fiecare seară, însă poți să-i urmărești. Și în rest, să te bucuri de experiență. Cam asta e tot ceea ce îți poate oferi insula și contează foarte mult de tine și de starea pe care o ai acolo. Mai există și floating breakfast, prânzuri speciale și cine speciale, foarte frumos amenajate. Uite, mi se pare că dacă ești în luna de miere sau, nu știu, este o ocazie specială, mi se pare un fel foarte interesant de a sărbători locul acesta. Și să ajungem la preț, Isabela are aici informația. Deci, ca și prețuri, așa cum am mai zis și în vlogul trecut, încep de la $500 pe noapte, cu mic dejun inclus, toate prețurile sunt cu micul dejun inclus, și poți ajunge până la $2000 pe noapte, bineînțeles pentru cele mai mari și mai interesante vile pe ponton. Însă, uitându-mă printre prețuri, am găsit și anumite zile cu $350 pe noapte, deci ceva mai accesibile. Dar, bineînțeles, depinde de perioada aleasă, de zilele alese și de facilități. Așadar, pentru o asemenea experiență care este cumva la superlativ, chiar cred că merită pentru câteva zile, mai ales dacă prețurile sunt mai mici și găsiți anumite oferte. Și țineți minte, ca să plecați din București, cea mai bună variantă este să luați Wizz. Wizz-ul merge până în Maldive, până în Male, cu escală pe care poți să o faci în Abu Dhabi, Dubai sau poate găsi și o altă variantă. Noi pe acestea le-am găsit și au fost și sunt încă cele mai accesibile. Și bagajul de cală a fost destul de ieftin, cred că 50 de lei am dat, chiar 45 de lei, acum mi-am adus aminte, 45 de lei pentru că am avut o ofertă. Dacă nu aveam oferta, era 90 de lei de bagaj. Noi am avut un singur bagaj de cală și în rest ghiozdanele cu noi. Dar da, important e să vânați ofertele Wizz. Noi asta am făcut când ne-am căutat biletele pentru Maldive. Le-am luat, cred că, cu ceva timp înainte sau ne uitam oricum de foarte mult timp către ele și mereu în fiecare săptămână verificam prețurile. Iar Wizz are și foarte multe discounturi și anumite zile în care fac și reduceri. Noi am nimerit o reducere atât la bilete, pentru că l-am luat cu 20% reducere, cred. Și apoi, după un timp, am găsit o reducere și la bagaje. Și tocmai așa le-am combinat, astfel încât să găsim cea mai ieftină variantă. Dar nu am luat bagaje odată cu biletul, deși uneori este mai ieftin când e așa, pentru că nu știam dacă vom avea două bagaje sau unul. Însă a fost un pic de noroc și am prins oferta respectivă și am luat bagajele până în
Maldive. Apoi să țineți cont că dacă mergeți pe o insulă privată, avioanele nu circulă mai târziu de ora 5, avioanele de la o insulă la alta, și trebuie să vă locazați o noapte în male, cred că și la înainte de check-in și după check-out. Da, noi așa am făcut și asta mai mult și ca să prindem o zi întreagă pe insulă, pentru că am zis că dacă tot trecem pe o insulă atât de frumoasă, ar fi foarte păcat ca noi să ajungem la 6-7 seara acolo și practic să pierdem o zi. În felul ăsta ne-am găsit o cazare ieftină în male, de tranzit, și a doua zi, trist de dimineață la prima oră, ne-am urcat în avionul, în hidroavion. Ce alte experiențe puteți să mai faceți în Maldive este să închiriați o barcă, să căutați delfini, să căutați vroaște testoase, rechini, să mergeți de pe o insulă pe alta, pentru că mai sunt insulițe mici, să mergeți pe o insulă locală, să vedeți cum se întâmplă. Zis și făcut, am zis să vedem și noi cum este experiența pe insula Male, și anume insula principală, așa că ne aflăm din nou la aeroportul din Male, vom petrece o noapte aici, ne-am găsit o cazare pe Airbnb și vom explora puțin zona să vedem cum este. Este total diferit față de tot ce am văzut până acum pe insula privată pe care am fost, dar vă lăsăm să descoperiți împreună cu noi în următoarele imagini. Bine ați venit în Male! Bine ați venit în Male, Maldive! Aici în spate este apusul și în partea asta avem orașul. Și lumea așteaptă pentru că este Ramadanul să apună soarele ca să mănânce. Și au venit să se roage la soare să apună. Să apună mai repede ca să poată să mănânce. Am venit la plajă ca să vedem apusul și suntem cumva la ieșirea din Male, dar noi stăm un pic mai încolo, pe străzile principale. Și putem să vă arătăm așa cum este. Pare că Male este un orășel sau o insuliță ceva mai aglomerată și puțin mai industrial așa, cu mai multe blocuri. Mai multe cred că sunt locurile de muncă ale lor față de locul unde a stat în data trecută, în Cultumale, care era un pic mai pe plajă, așa mai turistic un pic. Astăzi este o zi de vineri și este sărbătoare la ei, de aceea este toată lumea pe stradă. Am încercat să mergem să mâncăm acolo, în zona aceea, însă nu ne-au primit. Am zis, ce căutați voi aici, copii? Că au cină de Ramadan și nu ne primesc. Da, era fully booked. Toată lumea este chillă, e ca la pe faleză la, nu, Costinești. Ce-ar fi la noi așa mai... Vama veche. Vama veche? Da, un fel de vama veche fără muzică. Am înțeles că ei lucrează 6 zile din 7, în general, cei prin firmele private. Și astăzi, vineri, este singura lor zi liberă, când nu lucrează. Și practic de asta toată lumea este ieșită la plimbare, se plimbe, să admire peisajul, să iau o gură de aer pentru că se pregătesc de cina de Ramadan. Și am înțeles că cei care lucrează la stat au și sâmbăta liber, adică și mâine, dar nu toți. Nice, nice aici și vremea este destul de ok. E numai bine cum e îmbrăcată Isabela, cred. Cam așa, da. Nu e nici prea cald, nici prea frig. Și un lucru interesant este că nici pe insulă unde am fost și nici aici nu sunt țânțari sau chestii care să te muște. Atace. Să te atace, da. Da, pare destul de safe din punctul acesta de vedere. Noi până acum ne-am dat doar cu cremă de soare și cam atât ne-am dat și pentru chestii cu insecte. Eu zic Isabela pentru că este un nor uriaș acolo. Să mergem și să ne căutăm ceva să mâncăm. Să căutăm un loc unde să mâncăm și ne vedem de acolo, să vedem și cât am plătit pentru mâncarea noastră. Mai avem niște rupii și vrem să îi spargem. Spargem 40 de rupii, haide! Haide! Și am ajuns și la restaurant. Cel tipul de la cazare ne-a recomandat un restaurant din apropiere, se numește Lemongrass. Și am zis că, a zis că este mâncare locală și mai accesibilă, dar cu un rating mai bun față de celelalte. Și am zis că hai să mergem pe recomandare. Și cam așa arată restaurantul. Suntem doar noi aici pe terasă, pentru că în partea cealaltă este cina de Ramadan și jos în restaurant mănâncă restul persoanelor. Și avem aici și ce ne-am comandat. Tipa de aici la restaurant ne-a spus că
chestiile acestea se oferă complimentarii din partea casei la orice masă și sunt niște chestii tradiționale. Sunt un fel de chipsuri, dacă cred că dintr-o puinică ceva, însă pare interesant. Ia să vedem cum sunt. Sunt chiar niște chipsuri. Dar da, din puinică. Chiar sunt super bune. Interesant. Și spuneam că în urma taxelor, după ce sunt aplicate taxele, cam astea costă 25 de lei și al tău cred că este undeva la vreo 28 de lei, că era cu bifă în loc de chicken. Și apă din partea casei. Deci, cam asta e cina noastră. Și arată bine, arată destul de ok. Să vedem și ce gust are. Am ieșit puțin din casă până la un market ca să ne cumpărăm ceva. Am crezut că va fi mai liber pentru că este ora 9:30, dar de fapt se pare că efectiv toată lumea a ieșit din casă. Este super nebunie și super trafic, mai rău ca pe zi. Și da, pare că au viață de noapte super activă pentru că toată lumea se duce undeva astăzi. Eu nu cred că se duce undeva, eu cred că doar se învârfă aici. Sau doar se plimbă, da. Au ieșit la promenadă. Dar e... Cred că acum o oră era totul închis pe aici, se mai plimba lumea pe stradă, dar era marketul închis și toate magazinele. Încă se rugau. Iar acum, după ce au terminat rugăciunea, toată lumea a ieșit. Și da, mai devreme era destul de pustiu, aș putea să spun, față de cum e acum. Cam așa se prezintă la ora 9:30. Sunt curioasă cum este mai încolo, gen 12 noaptea sau nu știu. Vedem la 5 dimineața când mergem la aeroport. Ah, sau da, sau la 5 dimineața. Și cam asta a fost drumul nostru până la market și înapoi. Ne-am luat niște apă și mergem înapoi la cazare. Aici este chiar un bus stop, chiar în fața hotelului nostru. Și acela e autobuzul. În video chiar arată fancy. Suntem în aeroportul din Male și așteptăm să ne îmbarcăm pentru următoarea destinație, pe care cred că nu o să vă spun încă și o să vă las aici un poll să ghiciți care este. Și ne vedem când ajungem acolo și vă spun unde am ajuns. Ne-am urcat în autobuz. Da, autobuzul în pantă, e un autobuz pe două roți. Este super în pantă, nu se vede pe video. Și așteptăm să mergem către avion. Sau deschidem manual și celălalt automat. Să vedem avionul. Și ne vedem. Sper să fie cu elice, cum sunt celelalte de aici. Sper să nu. Oricum, la cât de multă lume este, nu cred că este chiar așa de mare. Da, e destul de puțină lume, deci să vedem. Sau va fi foarte gol. Oricum, pare că are de gând să ne bagem pe toți în autobusul ăsta. Așa se pare. Ai indicat că se practică cum era la Ryanair înainte de puteai să te iei un bagaj de cală. Un troller. Troller. Dar trebuie să aibă maximum 7 kg. Pare că are mai mult. Se pare că e mai greu decât el. Da. Deci cred că puteam liniștiți cu zdanul acela de spate să venim. La Fly Dubai, pentru dacă îți iei bagajul de cală, ai și o masă inclusă, care conține un sandwich, un iaurt și un suculeț. Dar pentru un mic dejun în avion, având în vedere că avem doar o oră de zbor, e numai bine. Din ce am văzut noi în Male, nu arată absolut nimic cu ceea ce ne gândeam noi că este Maldive. Este cu totul diferit și arată mai degrabă ca un oraș din Asia, un oraș ceva mai sărac din Asia. Însă, de exemplu, pentru o zi de tranzit este ok, așa cum am fost noi. De asemenea, aici vorbim doar de Male, nu zic și de Fulful Male, unde am stat prima dată. Și acela este destul de sărăcăcios și nu arată foarte bine, însă e un pic mai bine decât Male. Are plaja aceea care oarecum îți oferă confortul să stai un pic să privești oceanul. E un pic mai bine, însă Male e pur și simplu foarte industrial, foarte multă lume, foarte aglomerat, destul de sărăcăcios și nu îți oferă un confort mai cu nimic.
Da, Male nu este Maldive, ca să știți. Deci dacă vreți să mergeți în Maldive, nu înseamnă că trebuie să mergeți în Male. Și dacă tot veniți în tranzit pentru o zi sau poate două și vreți să stați mai mult, puteți alege Hulhul Male în loc de Male, care este chiar lângă, aparține tot de insula Male, dar e zona aceea cu plajă. Pentru o experiență merită să vezi exact cum este cultura lor, ce se întâmplă, ei majoritatea acolo sunt musulmani. Sunt și musulmani, sunt foarte credincioși, au și foarte multe moschei, atât în Male cât și în Hulhul Male. Este o experiență interesantă, așa ca și depinde ce căutați, dacă căutați o vacanță relaxantă sau o experiență aparte. Asta ține foarte mult și de buget. În Male noi am dat cazare vreo 200 de lei, deci nu se compară cu restul cazărilor. Iar pe mâncare, undeva la 30 de lei am dat în Hulhul Male, pe o porție de mâncare, și vreo, cred că 20 și ceva de lei am dat în Male. Însă... în Hulhul Male mi s-a părut foarte ok ce am mâncat, în Male a fost nu foarte interesant. Și experiența noastră din Maldive se oprește aici? Dar experiența noastră din Asia nu se oprește, pentru că de aici, din Maldive, luăm avionul către o nouă destinație super interesantă și plină de aventuri. Credeți-ne că o să fie mult, mult, mult mai interesant. Și mult mai diferit față de tot ce ați văzut până acum aici pe vlog. Bun, deci ne vedem în următorul vlog din următoarea... destinație! Bye!